găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiro, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul director Dorian Secuianu de la Direcția Administrare Spații Verzi din cadrul SC Gospodăriile Urbană Galați. Bine ați venit alături de noi, domnule director. Romana, bine v-am regăsit. Vedem cum s-a frumusețat orașul, s-a colorat, brusc și deodată. Avem floricele pe unde nu te gândești. Au stat ani de zile jardinierele de piatră goală, dar acum s-au umplut. Da, de când am preluat această direcție, încercăm să dăm o notă de culoare orașului și cu serviciul pe care îl coordonez, adică acela de seră și serviciul de seră, producem flori pentru Municipalitatea Galățeană. Este foarte frumos rondoul pe care îl avem chiar aici la ultimul leu. Sunt gândite într-un anumit fel aranjamentele acestea care apar? Deci, la propunerea primăriei, noi venim și noi cu noi idei și cu ce au reprezentanții primăriei și le punem în practică ca scoarurile, toate intrările în Galați, jardinerile să arate cât mai bine. Să ne referim puțin la intrările în Galați, pentru că am văzut o cosmetizare clară în ceea ce privește intrarea în Galați dinspre Brăila, pe DN22B. Acolo ce se va întâmpla? Deocamdată deci este doar pământul curat. S-a făcut, s-a cosit, s-a ierbicidat, o să-l mai cosim o dată și o să-l ierbicidăm cu un alt ierbicid mai performant, după care va urma rulou de gazon. Este și s-a montat și instalație de udare, acel sistem de irigat. Și sperăm ca intrarea din Galați să arate ca o intrare într-un oraș care are pretenții ca Galațiu. Vorbim de un termen anume, până când vom vedea lucrurile acestea întâmplându-se? Ca în orice societate, lucrurile se bagă pe SEAP, se fac licitații și durează. Nu mult, dar... Adică vara asta... Sperăm ca vara asta să avem rulou de gazon pe Bulevardul Galați și încă un bulevard care, când vom primi comandă, o să aflați de el. Trandafiri vor mai fi pe Brăilei? Pentru că ne-am obișnuit deja. Trandafirii sunt pe Brăile, sunt acum scurățați pentru a uda, începem să udăm, adică să nu mai fie probleme și să nu precliteze siguranța și a șoferilor care nu văd și așa mai departe. Deci vor avea forma lor care o știți, aceea frumoasă. S-a pus într-o vreme problema dacă se renunță la spațiul verde de pe Brăile, cel care separă benzile de circulație, dar se pare că este nevoie de el. În primul rând, de spații verzi avem oricând nevoie într-un oraș atât de circulat. Este și am înțeles că Municipalitatea Galățeană are și un proiect vis-a-vis de Bulevardul Brăilei. Sperăm să ne-l pun la dispoziție, să investească în el și să ne dea nou în administrare și în întreținere. Aveți un director nou la Gospodărie Urbană? Vin proiecte noi? Da. De când domnul Ardean Bogdan a ajuns director general la noi, am preluat toată activitatea de cosit în municipiul Galați, mobilierul urban. Deci avem activitate mai multă. De treabă este. Este de treabă și stupoare că facem angajări de o lună și avem un șomaj de 9% în Galați și spun că nu sunt locuri de muncă. Noi avem în fiecare săptămână în ziar că angajăm muncitori necalificați și nu vin oamenii? Nu vin la preselecție. E de muncă, probabil. Acum, să nu se supere nimeni, dar este o realitate, nu-i așa? Da, deci cer este acerbă pentru că am luat tot municipiul Galați să-l tundem, să-l cosim, să-l fasonăm din punct de vedere al arborilor și nu vin oameni ca să angajeze. Într-adevăr, a existat emoții la un moment dat că arborii aceia care au fost tăiați sau, mă rog, fasonați în timpul administrației lui Marius Stan nu vor mai înverzi vreodată. Iată că sunt câțiva de verzi. Eu am fost coordonatorul de acel proiect de fasonare mai aprigă, pentru că periclitau siguranța cetățenilor ce mergeau pe Coșbuc. Și tot timpul cădeau crăci în momentul în care erau furtuni. Exact, și am avut și un proces cu Garda Națională de Mediu, pe care noi l-am câștigat ca și societate, că am adus un expert silvic și a văzut și ne-a dat dreptate că ceea ce am făcut noi ca și societate, am fasonat arborii, era impetuos necesar. Și impetuos necesar și bine făcut, adică în niciun caz nu s-a afectat structura copacului respectiv. Exact. El a putut să înverzească mai departe. Perioada de viață a unui arbore, cum este teiul, este între 35 și 55 de ani. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe Bulevardul Brăilei, au depășit 55 de ani și
cum am avut și la ultima furtună care a fost în Galați, unde am avut 458 de arbori doborâți sau despicați, vă dați seama că trebuie să dăm o mare atenție acestor, pentru că la o următoare furtună ar putea fi aceștia care să cadă și să... Într-adevăr, au fost probleme și în perioada aceea, când a dat zăpada cât se poate de târzie. Exact. O zăpadă care a avut talentul să se lipească de trunchiuri. De frunze erau în vegetație și s-au luat exact cum sunt pe o scobitoare, pentru că a fost pe toată suprafața lor, frunzele au preluat greutatea zăpezii și automat s-au rupt imediat. Așadar, nu numai județul a fost afectat, dar și municipiul. 458 de sesizări am avut. Cum v-ați descurcat în zilele acelea? Ne-am descurcat, am ieșit cu toate cele trei echipe care le aveam în efectiv și s-a muncit, au fost zile când s-au muncit și 16 ore și 18 ore. Mă întorc la situația cu TEIF și vorbesc acum de Mihai Bravo și acolo a fost o situație și toată lumea este încântată de cum arată acum strada respectivă, cât de îngrijită este, cât este de frumoasă. Așadar, a avut rost și acolo intrarea în zona aceea a copacilor, care erau protejați, bineînțeles, dar cu un rost. Da, vedeți, Galați este considerat orașul teilor și este numai și firesc. Plantările care le-am făcut în ultimul an de arbori au, în colaborare cu municipalitatea, ne s-au spus. Noi am achiziționat 2000 de arbori, 1700 de arbori în decursul anilor pe care i-am plantat și am spus, dacă bulevardul Mihai Bravo a fost tei, să plantăm tei, dacă pe Coșbuc la fel tei, am plantat și ulm, am plantat și arțar, am plantat și numai și plop, stejar. Nu. Plop nu, dar și la plop se pot face, aici nu înțelegem, pentru că vă dau un exemplu, un roscan, un bloc, dacă există un plop care va periclita într-un fel sau altul sau va face puf și noi îi facem o toaletare de două sau de trei ori în decursul a doi ani, acel plop se regenerează, dar nu mai produce puf. În schimb, în momentul acesta există puf în Galați, parcă nu în cantitățile anilor trecuți. Când s-au plantat aceste plopi în anii 70, 75, 80, când combinatul siderurgic Galați era la o altă capacitate, acest puf, cum îi spunem noi, trebuia să preia noxele din aer. Nu era cădea, întâmplător. Și el cădea și era o culoare gri închis. Atunci noi nu sesizam la vremea respectivă. Astăzi, când combinatul funcționează, vă dați seama, la 10% din capacitate sau 20%, chiar nu știu, vedem acel puf. Dar faptul că nu s-a intervenit și n-am fost lăsați de Oscarul unui bloc la 4 apartamente, dacă o persoană nu este de acord cu fasonarea sau tăierea, nu avem cum să facem lucrul ăsta. Adică trebuie să convingeți toată scara? Nu noi, asociația. Asociația. Noi mergem numai la comanda primăriei, noi suntem prestatori de servicii vis-a-vis de arbori, tăieri și fasonări, dar sunt situații când le-am explicat și locatarilor, am explicat și agenției de mediu și gărzii de mediu, am spus, sunt situații în care se pot întâmpla dezastre. Cum vă descurcați cu vandalizările? Mai sunt oameni care fură flori, care sunt, distrug băncuțe? Sunt. Sunt oameni, poate ați văzut în grădina publică acele lalele și aici, la unelor de rocadă, pus tu poare constatăm că... Lalele în continuare sunt extrem de vânate. Da, da. Cum să vă spun? Plătim niște taxe, plătim niște impozite. Noi încercăm ca și societate să facem frumos, măcar să menținem, nu să... rupem. Că și eu, când un cetățean este cu copilul într-un parc, în grădina publică, vrea să vadă ceva frumos ca să se simte bine. Și atâta timp cât sunt acele persoane care, am înțeles că după la venitul minim garantat, care nu au ocupație și vin și pentru a lua ce până la unul și la coadă, mai mult strică. Ce se întâmplă cu palmierii? Pentru că i-am văzut relocați în piața energiei la general. Datorită faptului că în urma lucrărilor care se efectuează în parcul de la Elicie, am primit comandă ca să-i mutăm în piața energiei, care la fel o să mai, pe lângă palmieri, o să mai face și niște pete de flori. Oh, deci va fi și acolo un rondou cât se poate de frumos, o girație mai spectaculoasă decât în alți ani. O să intre, din câte am înțeles, din primărie, o să intre și acea piață energie într-o reabilitare. Vom vedea când, cum, dar până atunci să dăm și noi o pată de culoare, că e
este trafic și este vorba și de imaginea noastră ca și societate. Cetățenii din zona aeroport, micro 38, micro 40, visează să aibă și ei o stradă a oțelarilor a lor, adică să dispară spațiul acela central în care sunt acum mai mult buruieni, pentru că asta este. A rămas locul respectiv, se mai toaletează zona respectivă pe Traian Voia, pe Henri Coandă. Deci, urgențe avem foarte multe, lucrăm la urgențele urgențe. Solicitări de fasonări de arbori sunt peste 2000 în momentul actual. Lucrăm la cele cu echipele care le avem în dotare la urgențele care diferă de gradul de risc. Ce se întâmplă în această perioadă, când vorbim noi acum, pentru că este clar, deci orașul este plin de flori, avem și băncuțe. Și mai plantăm. Și mai plantați? Unde plantați acum? Deci o să îmbogățim din nou jardinierele, o să vedeți alte mai rămâne flori vreuna uitată? Alte flori de... Nu, sperăm să nu. Am văzut că a venit și pământ nou. Deci se pune pământ negru de... Nu, deci lucrăm la modul cel mai profesional, adică nu ne batem joc, vrem ca orașul să arate bine. Până când durează sezonul acesta? Sezonul 2 de plantări de flori durează până în jur de 21 septembrie. Și după aceea? După care este sezonul 3 de flori, acele tufănele sau... A, s-aduc și alte flori. S-aduc și alte flori pe care le vom pune în funcție de comanda dată de Municipalitatea Gălățeană, în locurile din grădină, parcuri și așa mai departe. De asemenea, aici, în rondoul de la Ultimul Leu, avem și un steag. Am văzut că s-a arborat. S-a arborat un steag, da. Era, de asemenea, gândit lucrul acesta în strategie? Nu l-am pus noi. Noi întreținem zona verde. Ce se întâmplă în timpul iernii? Cum se mențin palmierii? Unde rămân ei? Unde deci, iernează? Iernează în seara societății, care are o mare grijă de ei, și unde se produc și florile de sezonul întâi. Florile de sezonul întâi începem să le producem undeva la mijlocul lunii septembrie. Sunt alocați suficienți bani pentru povestea aceasta cu florile? Da, avem aloc. Municipalitatea ne dă comandă și noi le producem și după care le plantăm. Deci noi le producem la Galați în regie proprie. Deci ce am produs până acum, tot ceea ce ne-a cerut primăria să producem, am produs. Și care sunt costurile, de curiozitate? Păi, costurile sunt relativ ok, adică vă dau un exemplu, o panseluță mă ajunge undeva la 90 de bani, adică nu suntem nici foarte scumpi, dar nici foarte ieftini, pentru că avem și consumuri pe perioada iernii, gaz, apă și așa mai departe. Mergând pe stradă, vi se pare că s-a schimbat mentalitatea gălățanului? Știm să respectăm ceea ce avem? În unele zone, da. În alte zone, nu. Fiți mai exact. Deci, cu riscul să-i dai supărat pe gălățeni, dar până la urmă vorbim despre niște lucruri serioase, niște fapte cât se poate de adevărate. E bine să învățăm, e bine din când în când să ne tragem noi singuri de mânecă. Da, adică munca care se face pentru a arăta o zonă bine, pentru a arăta o jardinieră bine, pentru a arăta un parc bine, vă dați seama că se fac mult N lucrări acolo de întreținerea acelei zone. Să vină cineva să rupă, să fure, să spargă, sunt niște lucruri extraordinar de urâte. Adică, dacă tot se face și se vede frumos până la urmă și la coadă, că și când mergi într-un parc și te plimbi, te uiți stânga-dreapta, este cosită iarba, este tuns gardul, este plantat o floare, este odată acea floare, se îngrijește cineva de lucrurile alea. Vă dați seama că toate lucrurile alea costă. Și în loc să ne bucurăm de ele, vedem că câțiva și nu sunt mulți, doamnă, care strică și care din plictiseală sau din orice altceva, vin și strică și chiar dă o notă urâtă. Parcul Cloșca. Ce se va întâmpla cu el? La fel, avem și parcul Cloșca în întreținere. Tundem, cosim, plantăm flori. Girația de la intrarea în oraș spre Tecuci? Și rondouul de acolo, fără nicio problemă, o să-i punem flori și în față la Dedeman. Arată spectaculos giratoriile acestea înflorite. Știu că le-am văzut la Brașov, le-am admirat, mi le-am dorit și aici acasă, la Galați. Încercăm să... O să fiți surprinsă de faptul că
florile produse în țara gospodării urbană sunt de calitate și dau o notă frumoasă. Suntem așadar într-o zonă ascendentă. Da. Față de... Și datorită faptului că avem altă deschidere la municipalitatea Grățeană în prisma domnului Ardean și suntem formăm o echipă și dorim ca problemele care sunt să le rezolvăm în termen cât mai scurt și cetățenii să fie mulțumiți. Aveți puncte de reper, orașe care vă duceți și de asemenea vă atrag atenția locurile verzi? Da, recent am fost în weekend la Constanța și am văzut că, deci, ca și dotări suntem aproape, dar la noi lipsește și spiritul ăsta civic, adică nu neapărat ca să fac o plângere sau reclamație, domnule, am o problemă. Se poate intra pe portalul primării, spune, domnule, în zona respectivă s-am constatat asta, s-a rupt o creangă, este crescut iarba și așa mai departe și acele probleme sau la noi, la telefonul care este deschis non-stop, unde este agentul, poate prelua toate lucrurile astea și mergem, vizualizăm, facem poze și imediat îndreptăm lucrurile. V-ați ocupat un timp îndelungat și de zona cimiterilor și am fost chiar astăzi la Sfântul Lazar, am văzut, este foarte îngrijit acolo. Da, m-am ocupat până la 1 mai de cimiterile din Galați. Este și o muncă și dificilă acolo. Lumea n-a înțeles că are numai drept, dar are și obligații. Și această lege a cimitirilor care este în vigoare va da posibilitatea administrației cimitirilor în momentul în care concesionarul nu vine și își îngrijește locul să fie luat și redistribuit. Se poate face ceva în schimb și vă întreb și pe dumneavoastră, după ce am întrebat și pe domnii deputați și senatori care au venit la mine în emisiune, cu tirania hârtiilor, cu faptul că trebuie să ne ducem să facem copii Xerox peste copii Xerox, să aducem dosar plic, dosar cu șină, ne vom informatiza vreodată? Sperăm ca site-ul să fie gata în cât mai scurt timp al gospodăriei urbane și... Așadar e în pregătire un site. Este în pregătire un site și acolo toți cetățenii care au nelămuriri și întrebări se pot adresa nouă. Sau și la putem telefon. Să trecem pe formulare online sau plăți online pentru ușurarea tuturor, a muncii tuturor. Da, avem și la, cum vă spuneam, numărul de la gospodărie urbană îl pot pune la dispoziție ca să sune și să întrebe dacă are lămuriri și imediat se face legătura cu administrația cimitirului sau a direcției care omul are nevoie de informații. Deci nu mai suntem chiar așa cu plin de hârtii, dar încet, încet vrem să eliminăm și hârtie. Problema este că se adună foarte multe tensiuni. Este clar că un om care se duce la cimitir nu prea stă minte, l-a făcut diverse acte. Și astăzi am văzut funcționari care pur și simplu erau copleșite de câte cereri auzeau și de câte lucruri absurde trebuiau să se îngrijească, pentru că nu se îngrijeau chiar proprietarii de la locurile respective. Pentru ușurarea muncii tuturor, mă gândesc că este foarte bine să trecem pe zona aceasta informatizată. Se lucrează la identificarea lucrurilor de veci, o să se colereze identificarea cu registrele. Deci, încet, încet se ajunge la normal. Câte locuri de veci sunt în acest moment în municipiul nostru? După ultimele calcule, peste 72.000. Și sunt suficiente? Locuri de veci concesionate. Da. Dumneavoastră vă referiți la cele la urgență sau da. Care? Deci, cele la urgență, la ora actuală, sunt în jur de 600. Așadar... Deci sunt și s-au mai demarat două, sau am mai identificat două suprafețe care urmează a investi municipalitatea și după aceea date administrației cimitirului pentru concesionarea lucrurilor în regim de urgență. Deci de asta nu... Ne întoarcem la problematica spațiilor verzi și aș vrea să mă refer acum la intrarea dinspre Târgu Bujor, cea din bariera Traian. Acolo, de asemenea, o girație care și ea va fi înflorită? Bineînțeles. Nu scapă niciuna. Toate sensurile giratorii vor avea o pată de culoare frumoasă și sperăm ca oamenii care văd să nu le mai strice și să mențină. Da. Domnule Secuianu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mai aștept alături de noi și tot așa vești bune să ne aduceți. Mă mulțumesc pentru invitație și vă stăm la dispoziție și suntem în folosul cetățeanului. Mult succes în tot ceea ce faceți mai departe. Vizionare plăcută în continuare, domnilor și domnilor. La revedere!